Comunicarea online. Disciplina dezvoltare personală. O resursă pentru clasa pregătitoare. Oamenii au nevoie să comunice, adică să vorbească unii cu ceilalți. Și pentru aceasta, atunci când sunt departe unii de alții, folosesc diferite mijloace de comunicare. Uneori, oamenii folosesc telefonul fix sau telefonul mobil, calculatorul sau tableta. Alteori trimit scrisori. Unele scrisori pot fi scrise pe hârtie, altele se transmit electronic sub formă de e-mail. Când cursurile nu s-au putut desfășura la școală, față în față, copiii de la clasa pregătitoare au comunicat prin intermediul tabletei sau al calculatorului. Clasa ta a învățat numai la școală, față în față sau și online? Dacă ai învățat online, ce mijloc de comunicare ai folosit? Dacă tu nu ai învățat online, știi pe cineva care a învățat online? Nu este întotdeauna ușor să vorbești cu colegii și să înveți în același timp când ești online. Astăzi vom afla la ce aspecte ar trebui să ne concentrăm. La orele desfășurate online, Mara intră târziu de fiecare dată. Bună ziua, vă rog să mă scuzați că m-am conectat târziu. Învățarea online este tot învățare. Formulați o recomandare pentru Mara pentru a participa la timp la lecțiile online. Conectează-te cu câteva minute mai devreme. Atunci când întârzi, întrerupi ora. Dani este foarte punctual, de fiecare dată se conectează la timp. Din casa lui însă se aud tot felul de sunete. Lătratul câinelui, frații lui care se joacă în apropiere. Pentru a putea să asculți și să înțelegi ce se explică, microfonul tău trebuie să stea închis dacă nu vorbești. Îl deschizi atunci când ești numit să răspunzi sau dacă vrei să întrebi ceva. Ce recomandare îi puteți face lui Dan? Ține microfonul oprit. Deschide-l când vrei să vorbești. Ana este foarte atentă și știe foarte multe dintre răspunsuri. Chiar dacă nu învață în școală, dorește să răspundă cât de des. Doamna, doamna, eu știu să răspund! Se aude vocea Anei. Ce ar trebui să știe Ana ca să se păstreze ordine și în cadrul cursurilor online? Și în sala de clasă, și prin intermediul calculatorului, poți să ridici mâna atunci când vrei să răspunzi sau când vrei să adresezi o întrebare. Ce recomandare îi putem face Anei? Anunță atunci când ai ceva de spus. Leo este un băiat liniștit, care nu deranjează ora. Ascultă spusele doamnei învățătoare și rezolvă sarcinile propuse. Din când în când își închide camera, ca să nu mai fie văzut. Tehnologia este un mijloc de comunicare. Ea te ajută să fii împreună cu ceilalți în perioade dificile, ca atunci când nu poți fi alături de colegi la școală. Ce recomandare îi puteți face lui Leo? La ore, ține camera deschisă. Iată regulile stabilite pentru o comunicare online. Conectează-te la timp. Ține microfonul oprit. Deschide microfonul când vrei să vorbești. Anunță atunci când ai ceva de spus. La ore, ține camera deschisă. Ce alte reguli a stabilit clasa voastră pentru o bună comunicare online? Nu uita! Pentru a comunica eficient, ai nevoie de reguli și la comunicarea online.